faci. Am zis că e drumul mai drept, că te duci împins. Acolo... Ce s-a întâmplat aici? Am plecat la, să mă duc să aduc chiar la animal. Nu putem să sărim că a venit pompieri. De ce am adus? Foarte repede, da, i-am văzut că a trecut înaintea noastră. Plăcării erau mari. Nu erau plăcări, erau de, astea, de fum. Era fum mult, nu? Fum mult, da, foarte mult. Crezi ca să întindă și la casă? Tot ce-i posibil. Aici. Da, tot ce-i posibil. Thank you.
Hai, mă, să-l dau un pas, mai sus deja. Da, mă, da, nu cred. Lasă o pleacă așa. Dai mai sus, în până. Da, lasă. Ce are? Da, stai de acolo. Din cu găletele aici, ca să nu se întindă mai mult. Ia vorbi și cu impegatul de la Bogoană și vedem. Eu un coleg care e cu căruța, a venit și eu sunt la gara, stau locuiesc la gara acolo și a trecut, băi, hai să mergem la două împicări, că era foc. Dar eu mă gândeam că nu mă gândeam intra în viață ziua de asta, că nu știam, am fost pe un prejur pe acolo. O, m-am văzut fumul, dar nu știam la ce e fumul, am zis că dă pe la paie de grâu, la ceva, așa. Urmă, când... Da, cu flăcări? Urmă, când am fost aici, am văzut văzările cu de-aia mai sus și... Și am venit, în tună și cu gărețele, să măcar să-l domorim. Dar totuși astea sunt transmise de creozot și astea când a prins, s-a prins, nu pot să mă știu până cu două. Dar de la ce credeți că a prins? Nu prea, chiar nu prea știu, cred că din... Dar nu-mi dau seama că dacă era iarbă dată foc încolo, mai ducea că l-au de la iarbă, dar nu-i nicio iarbă luat foc. Dar... Ați cred la o țigară? Nu știu, asta o pot să spun că am venit mai târziu cu 20 de minute când mi-a venit colegul ăla, mi-a zis, hai să mergem că l-au la picer foc. Dar nu știam, mă gândeam la partea, pe aici, la... Clătirea aceasta este locuință? Da, locuință și district. Districtul din față și locuința lui în spate, al lui domnul Pichiar. Și nu se știe, nici el nu știe de unde s-a provocat flacăra asta.